comuna Balta ca la nimeni. Nici biserica nu mai este ce a fost odată. Dacă înainte aceasta era considerată casa Domnului, locul rugăciunilor, se pare că acum primarul comunei vrea să desființeze mănăstirea pentru a construi cu totul altceva pe terenul unde se află în prezent lăcașul de cult. Situație șocantă în comuna Balta, unde se dorește desființarea de către primar a unei mănăstiri din localitate. Dacă în aceste vremuri extrem de grele prin care trece omenirea, Casa Domnului a rămas ultimul refugiu pentru mulți dintre cetățenii comunei. Acum primarul ar dori să-i lase pe locuitori și fără acest lucru. Sfânta Mănăstire Balta este nouă înființată, fiind o mănăstire de călugări. Sfânta Mănăstire Balta este o mănăstire de călugări situată în comuna Balta, nou înființată, putem spune. Înainte a fost de maici, acum este de călugări. Ne bucurăm foarte mult că ne-ați călcat pragul, să ne ajute Dumnezeu și Maica Domnului să fim în comuniune unii cu alții. Această mănăstire, după cum v-am zis, este o mănăstire de călugări, având hramul Sfântului Cuvios Atanasie Atonitul și hramul acoperământului Maicii Domnului. Călugării, în special, se iau după, să spun, un citat frumos: caută pacea și urmează pe ea. Ferește-te de rău și fă binele, caută pacea și urmează pe ea. Îl găsim în psaltirea prorocului David, în psalmul 33, în versetul 13. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. În cadrul mănăstirii Balta, slujbele se țin conform canoanelor Sfinților Părinți. Există liturghie zilnică, săvârșindu-se toate tainele bisericii. Lăcașul de cult înseamnă foarte mult pentru comunitatea din Balta. Oamenii nu concep ca aceasta să fie desființată. Apreciați faptul că aveți o mănăstire în Balta? Da, foarte mult. Apreciez faptul că e foarte frumos și sunt patru călugări foarte care... și o mănăstire foarte frumoasă. Deci am și fost chiar acolo și e foarte, foarte frumos. Am auzit că pe aici de la Balta nu sunt de acord cu așa ceva, dar nu este bine să se închidă mănăstirea de aici, de la comuna Balta. Mergeți la slujbe? Da, mai mergem așa când avem timp. Călugării sunt foarte recunoscători pentru ajutorul pe care l-au primit. Ducem în mulțumire preasfințitului părintelui nostru Nicodim, episcopul eparhiei noastre, părinților stareți de la mănăstirile învecinate, părinților consilieri, părintelui inspector, părinților protopopi, pentru că ne sprijină și ne ajută în activitatea noastră pe care am început-o să o săvârșim aici la Sfânta Mănăstire Balta. Aducem mulțumiri tuturor credincioșilor, tuturor donatorilor, închinătorilor, ctitorilor și ajutătorilor noștri, pentru că împreună săvârșim lucrarea lui Hristos, această lucrare în biserică, care trebuie făcută pentru mântuirea sufletelor noastre. Din informațiile noastre primite pe surse, conducerea primăriei Balta râvnește la terenul pe care se află acest lăcaș de cult atât de apreciat de comunitate.